România în direct la Europa FM. Te ascultăm. Da, bună ziua doamnelor și domnilor. Bună ziua. Bine v-am găsit la emisiunea pe care o faceți dumneavoastră și noi o comentăm împreună cu dumneavoastră. Astăzi comentăm în mod evident cel mai mare protest pe care l-am văzut eu. Tu ai mai văzut mai mare de atâta, Petreanu? Tu ești un pic mai în vârstă. Direct, 22 decembrie 1989. Deci în dimineața în care Bucureștiul a ieșit în stradă, cred că tot, și a forțat fuga lui Ceaușescu. Bun. Cu elicopter. Aseară piața altceva. Victoriei era atât de densă încât vă spun că orice fel de estimare privind numărul persoanelor nu poate fi foarte precisă, sub nicio formă. Puteau fi acolo peste 100.000 de oameni, 150.000 de oameni. Mulțimea era densă, mi-a fost greu să o străbat, adică să treci dintr-o parte în alta a piaței Victoriei, la cel puțin jumătate de oră. După care, după ora 22:30, mă rog, ceva mai devreme, de fapt, și-au făcut simțită prezența niște grupuri hotărâte puse pe fapte. Jandarmeria a anunțat, delimitați-vă de ăștia, dați-vă la o parte, jandarmii vor interveni. Și a urmat vreo două ore în care jandarmii s-au străduit și au și reușit până la urmă să-i separe și să protejeze grupul de manifestanți. Oamenii au și plecat, de fapt, din piață. După ora 22 au început să plece, mai rămăseseră totuși câteva mii. La un moment dat erau jandarmii cu spatele la cei care au manifestat pașnic, apărându-i practic de huliganii pe care alți jandarmi îi fugăreau, pe unii i-au și reținut. 60 de persoane au fost chestionate la poliție, doar 20 reținute, după care lucrurile au trecut cumva la nivelul declarațiilor politice. În această dimineață, președintele Klaus Iohannis a spus că Ministerul de Interne avea toate informațiile despre ceea ce urma să se întâmple, chiar SRI-ul a dat un comunicat în acest sens, dar că în mod irresponsabil a permis pătrunderea în piață a unor grupuri care scopul lor ăsta era să deturneze manifestația, să sperie oamenii pașnici aflați acolo și care, na, mulți au venit cu copii, ca de obicei, așa cum ne-am obișnuit la aceste manifestații care durează din 18 ianuarie. A urmat o replică a ministrului de interne, doamna Carmen Dan, care a precizat că SRI-ul n-a trimis decât două SMS-uri unor secretari de stat în seara trecută și că n-a dat cine știe ce informații, niște informații care erau deja de notorietate la ora respectivă, dar că Ministerul de Interne făcuse niște ședințe operative și știa cum urmează să procedeze. Doamna Ministrul de Interne a ținut să precizeze și responsabilitatea liderilor de opinie care cheamă lumea la manifestație, așa cum ar fi domnul Vlad Petreanu. Eu nu am chemat lumea la manifestație niciodată. Ok, eu am chemat-o și m-am dus de fiecare dată. Tu ești responsabil, uite, nu domnul Dragnea. Da. Și nici domnul Ciordache, și nici domnul... Da. Da. Tu ești responsabil și tu și cine mai e pe acolo? Turcescu, Mândruță, ăștia. Nu mă pune cu Turcescu. Deși... Păi asta sunt. Așa, da. În fine. În acest timp, la Parlament, are loc o întâlnire a liderilor PSD, în care nu știm ce se discută. La intrarea în ședință, mă rog, a apărut și domnul Dragnea acolo, care a refuzat să facă orice fel de declarații. A fost trolat, cum se spune mai nou. Adică provocat, în limba română. Da, provocat în sensul că... Jandarmii au fost trolați aseară de niște huligani. Parlamentarii USR i-au strigat rușine și i-au arătat pancarte pe care scria rușine și i-au cerut să retragă ordonanțele și domnul Dragnea le-a răspuns. I-a întrebat dacă au venit și cu bâte. Da. Ceea ce... Sigur, e ușor suprarealist, adică da. Ei aveau niște foi de hârtie A4 pe care scria rușine și domnul Dragnea a întrebat dacă au venit cu bâte. Da. Nu, domnul Dragnea n-au venit cu bâte, au venit cu niște hârtii pe care scrie rușine. Asta eu, ca să precizăm. Eu m-am întâlnit cu nevastă mea seară în piață care avea o hârtie A4 pe care scria statul suntem noi. Da. Și am întrebat-o, bine nevastă, deci acolo se duc toți banii aia mulți de-i plătim noi pe taxe și impozite la tine, statule. Da. În acest timp, un lider al PSD, vicepreședinte PSD și primar de oraș mare, primarul orașului Iași, ce să vezi, de a identificat soluția corectă, că am senzația că PSD nu reușește să găsească ieșirea din această situație extrem de dificilă. Ca paranteză, vă amintiți ce țară liniștită era la sfârșitul anului trecut România? Da, și am zis că o să fie multă liniște. Da, se câștigă, PSD câștigase alegerile cu majoritate, forma guvernul. Mărea pensiile. Dar nu, chiar era plictiseală. Și deodată sunt sute de mii de oameni în stradă și PSD pare să nu găsească soluția corectă de ieșire. Da. Domnul Mihai Chirica, primarul Iașului, a găsit soluția corectă.
a făcut acum câteva minute o conferință de presă în care a declarat, citez, asistăm din păcate la un blocaj introdus aproape artificial, după care zice, propun guvernului și domnului Dragnea să abroge la fel de urgent ordonanța de urgență, să propună proiecte de lege Parlamentului ales pe 11 decembrie, să facă dezbatere publică, a declarat domnul Chirica, încă o dată vicepreședinte PSD și primar al Iași. De la Iași a făcut această declarație, da. Nu de la ședința care se desfășoară acum la, da, București. Și pentru că e distanță mare de la Iași până la domnul Dragnea în birou, noi am spus asta că cred că nu s-a auzit cum a zis domnul Chirica și zicem și noi la radio că noi suntem mai aproape de Palatul Parlamentului, okay, și poate pe noi ne aud. O singură precizare mai fac și apoi trecem la discuția cu dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, cineva a semnalat foarte corect mai devreme pe WhatsApp, pe WhatsApp-ul Europa FM, faptul că opoziția a introdus moțiune de cenzură și asta se dezbate luni. În termen de 3 zile trebuie dezbătută. Da. Mă rog, de la lectură. Deci e o procedură. Aș vrea să vă atrag atenția tuturor sau să vă repet acelora dintre dumneavoastră care ați aflat deja că o demisie a guvernului fără retragerea ordonanței respective încuie practic situația, ordonanța nu mai poate fi retrasă în mod legal până la numirea unui nou guvern cu puteri depline, pentru că un guvern interimar nu poate face acte de legiferare, ci doar acte de administrare, deci nici o ordonanță de urgență nu poate emite. Aceasta este situația. Foarte interesantă observație ascultătorului nostru. Dacă moțiunea de cenzură trece în termenul celor 10 zile, va fi vina opoziției că ordonanța nu mai poate fi dată, da, înapoi. Adică lovitură de maestru, fiți atenți. Cum, da, face PSD în momentul ăsta, PSD și ALDE, cum fac ei să intre ordonanța în vigoare, dar să nu fie răspunderea lor? Discret, trebuie când se votează guvernul, moțiunea de cenzură, pun niște bile în urnele alea și pică guvernul. Dule, nu mai e vina noastră, a fost moțiune de cenzură, e vot secret. Da, opoziția. Înțelegeți? Dumb and Dumber. Ați văzut filmul ăla? Idiotul și tantălău? Da. Bun. Da. Da, aceasta este situația. În momentul de față, soluția identificată chiar de președintele Iohannis în această dimineață, soluția care pare a fi singura, este aceea ca guvernul actual să retragă ordonanța de urgență. Singura pârghie pe care societatea o are, se pare, asupra în această situație, este protestul de stradă. Protestul de stradă s-a complicat, a devenit violent. Vă întrebăm și comentăm situația creată astăzi, dacă ar trebui să continuăm sau nu manifestațiile. 0372069599. Băi, am uitat numărul pe care îl visam not. 0372069599, vă rog să sunați și începem discuțiile. Bună ziua, Rareș! Bună ziua, domnul Moise, bună ziua, domnul Vlad! Bună ziua! Ar trebui să continuăm cu siguranță. Da. Mai mult pentru faptul că tot așa cine s-au făcut și au făcut și părinții noștri acum 27 de ani. Pentru aia au ieșit în oraș, trebuie să ieșim și noi în continuu. Am fost aseară la proteste, voi fi în continuare, împreună cu toți colegii mei de la lucru, susținem abrogarea și demiterea întregului guvern. Nu se poate, nu s-a mai întâlnit așa ceva. Incredibil. Ar trebui organele competente care aparțin de Ministerul de Interne să-și facă datoria. Se putea, cred că, înăbușa din fașă acei manifestanți 50-60, se înconjurau de jandarmi și erau scoși. Nu mi s-a părut că jandarmii au procedat greșit și, de fapt, dezbaterea nici nu este asta. Dezbaterea este de ce au fost lăsați să ajungă acolo. Ministrul de Interne zice, domnule, n-au făcut cum fac ei de obicei, n-au venit grup, ci s-au dispersat și s-au regrupat în Piața Victoriei și că, deci, n-ar fi putut fi identificați și reținuți înainte. Am stat lângă jandarmi și chiar discutam cu oamenii de acolo, nu ne cunoșteam, discutam cu jandarmii, spuneau că ar merge și ei acasă și și-ar da jos uniforma și ar veni și ei cu noi, doar că trebuie să respecte un ordin și să stea acolo. Dar nu e vina jandarmilor. Nu e nicio vină, ireproșabil cum s-au comportat, dar n-au avut de ales. La un moment dat am început să fugim toți, ne intra fum în ochi, au rămas acei huligani acolo, incredibil. Da. Dar credeți-mă că... Da. Dacă Bucureștiul nu o să iasă în seara asta, o să iasă restul țării. Cel puțin la Timișoara, la Cluj, la Iași. Nu cred să nu iasă Bucureștiul, da, în seara asta. Nu, cred că o să... Ar trebui să profite toți studenții de acea lege, că au trenuri gratuite, începând cu 1 februarie. Bine. Să vedem atunci. Bine, mulțumesc pentru opinii, Rareș. Vrei să zici ceva? Da, aș vrea să spun că asta cu
ultra și ăștia, eu nu, pe mine nu mă intimidează deloc, nu mi se pare că mai pot intimida pe cineva, ăștia sunt un fenomen atât de marginal și atât de cunoscut, când te duci pe stadion, știi că dacă vin ăștia, o să fac o porcărie. Mă rog, îi hui de nu știu ce, tu vezi de treaba ta acolo, de spectacolul tău, jandarmii îi izolează pe ei. Care a fost ultimul meci al României cu Polonia? A fost pe Arena Națională. Când l-au vânat niște cretini, că altfel nu pot să le spun, de ultrași de ăștia pe Lewandowski din tribună, cu petarde. Da, asta e, dar asta nu înseamnă că dacă eu m-am dus pe stadion acolo, m-am asociat în vreun fel cu ei. Dacă nu mă înșel, România a fost și sancționată după... Da, nu? Da. N-a fost sancționat, da. În face sens, Victor, și pe el cred mai mult decât pe tine. Asta e, sunt chiar un fenomen marginal, sunt o pleavă. Dacă vorbim mai mult despre ei decât despre marele protest care a fost aseară în toată România, practic le-am făcut jocul. Așa, exact. Asta în condițiile în care tot suspectăm că ei au făcut jocul cuiva din diferite rațiuni, pentru bani sau pentru... Da. Adică efectul este evident. Ce facem mai departe? Ionuț, bună ziua! Bună ziua, domnilor! Domnul Moise, domnul Vlad! Bună ziua! Ce facem în continuare? Avem o dată să ieșim în continuare în stradă și a doua, eu am o mare, mare așteptare de oameni, de la oamenii de calitate din PSD și din guvernul PSD. Văd că încep să demisioneze. N-am votat și nu voi vota niciodată PSD, dar în guvernul PSD de acum există un om de la Brașov, de la Ministrul Tineretului și Sportului. Am avut mari așteptări de la el și încă aștept să-i dea demisia din acest guvern, așa cum... Încă o dată, Ionuț, nu este soluție demisia guvernului. Nu este, dar și din interiorul PSD-ului sunt oameni cu coloană vertebrală. Băi, nu este bine pentru noi, pentru noi ca țară, pentru copii. Despre Grindeanu ăsta ce ați fi zis dumneavoastră înainte de faptul ăsta? Îi las pe timișoreni. Dacă aș fi timișorean, aș fi mut. Nu, să știți că avea o imagine foarte bună la Timișoara, mă îndoiesc că o mai are. Dar avea o imagine foarte bună de om de treabă, om curat, cum rar găsești în PSD. Deci, iată. Da, de om curat, dacă dumneavoastră îmi ziceți acum că pe cer este soarele și o să vă zic, da, domnul Moise, să trăiți, așa este luna, scuze. Adică niște oameni fără culoare. Încerc să exprim niște dubii că un om care are niște valori morale și care se asociază cu Dragnea nu știe cu cine s-a asociat. Eu cred că păi e ipocrit. Poate să iasă. Acum poate să iasă. De ce? Până acum n-ar fi făcut asta? A ce a constatat acum? Ce e nou în ce s-a întâmplat acum? E chiar așa o mare surpriză ceea ce s-a întâmplat acum? Altă întrebare. Nu așteptam. Mai am întrebări dacă mai vreți de astea. Nu, uitați, da, am înțeles. Uite, situația e așa. Pentru domnul, știu asta din interiorul PSD. E o stare de oarecare surpriză și dezorientare, inclusiv la domnul Dragnea. Este unul dintre motivele pentru care n-a avut reacție vreo două zile după ce s-a aprobat ordonanța respectivă. Planul era ca aceste ordonanțe să fie trecute repede atunci pe 18 ianuarie și cu asta basta, să se rezolve. După ce s-au câștigat alegerile, domnul Dragnea a informat partidul că vor urma două luni foarte dificile, fără să dea foarte multe detalii. Dar asta era un plan mai de demult. Intervenția președintelui Iohannis a stricat o bună parte din plan și a expus întreaga operațiune. Operațiunea de spargere de la trezorerie, cum ar veni. Ieșirea masivă a oamenilor în stradă nu a fost nici ea anticipată. Deci s-au anticipat câteva proteste, dar s-au gândit, e frig, e iarnă, nu contează, oricum mărim pensiile, salariile și așa mai departe. Deci în momentul ăsta, socoteala de acasă nu se potrivește cu ce se întâmplă în târg și ce se întâmplă în cele mai multe târguri din România. Că manifestațiile astea s-au extins, dincolo de câțiva oameni care manifestează în piața Universității, acum e piața Victoriei ocupată până la refuz, ăsta este un spațiu de 5-6 ori mai mare decât piața Universității, și se manifestează masiv în multe orașe. Deci asta a fost o surpriză. De aici încolo, iertați-mă că vă spun, este un joc al nervilor. Cine cedează primul? Da, cine cedează primul. Îmi pare rău că trebuie să spun asta și îmi pare rău că România a ajuns
în acest stadiu. Este un stadiu al unei boli. Da. Este un stadiu al unei boli. Ce spuneți, Cristina? Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Din Brașov vă sun. Sunt foarte indignată de ceea ce se întâmplă în aceste zile. Problema e următoarea. Dacă în București nu se mai iese de frică, de teamă, de a-ți apăra copiii și viața, cred că ar trebui să se iasă în celelalte orașe, să luptăm fiecare cot la cot, să nu cedăm, exact cum a spus și dumneavoastră, să fim noi care cedăm ultimii și să sperăm că cedează ei și într-un final să abroge această porcărie care au putut să facă. Ce spuneți, domnul Petreanu, dacă în scenariu de ăsta, eu sunt convins că se va ieși și în București, adică nu știu dacă va mai fi vreodată manifestația aia de aseară. Da. Dar ce spuneți, dacă s-ar ieși, punem așa, ipotetic, da, cum zice Cristina, dacă s-ar ieși doar la Cluj, Timișoara, Iași, Brăila, tot menționez Brăila. Noi am ieșit acum de pe tărâmul logicii, a logicii politice și a logicii democratice. Nu există un guvern democratic sau bine intenționat într-o țară normală care să refuze să retragă niște acte care sunt respinse de toate instituțiile care sunt privite direct. Mă refer la instituțiile din domeniul justiției, da? Când nimeni din justiție nu susține ordonanța respectivă. Și în condițiile în care sunt sute de mii de oameni care protestează. Nu poți. Adică nu există un guvern normal sau bine intenționat care să facă asta. De aici încolo, toate jocurile sunt posibile. Orice e posibil. Orice. Rău și bun. Da. Cristina, ceea ce spuneți dumneavoastră este interesant. Sigur că nu trebuie să cedăm sub nicio formă. Însă, în același timp, vă atrag atenția că falia din societatea noastră, deși ea scade din punct de vedere al rupturii dintre anumite categorii sociale, să spunem, și crește între politicieni, între clasa politică, între partidul care a câștigat alegerile și restul cetățenilor, o despărțire din asta de tip teritorial, în care în București nu se întâmplă nimic, doar e guvernul și în restul țării se protestează, eu o văd ca pe despărțire periculoasă. Adică, știi, și așa sunt vorbele alea că, băi, toată hoția e concentrată la București și adevărul e că o bună parte din hoția acestei țări este concentrată la București. Important, cu adevărat, în aceste momente este să fim cât mai uniți din toate punctele de vedere. Cătălin, bună ziua! Salut, Moise! Vreau să-ți răspund la întrebarea pe tema emisiunii, că da, eu cred că trebuie să ieșim în continuare. Vreau să-ți răspund și la temerea ta. De fapt, nu era o temere, era o întrebare puțin mai devreme tot de la tine, dacă vom ieși la fel de mult. Eu cred că vom ieși, nu cred că ne-am speriat evenimentele de seară și un exemplu izolat este că din toate cunoștințele pe care eu le am și știu că au fost aseară, nu există nici măcar una care să spună că nu va ieși și în seara asta și vor veni chiar mai mulți. Dar trebuie să ne punem mințile la contribuție și să ajutăm să ieșim și mai mulți atât. Asta să ne propunem și încep prin a mulțumi din tot sufletul jandarmilor. Spune asta un om care a fost acolo, exact din locul de unde a izbucnit toată nebunia de aseară. Dar colțul m-am din stânga guvernului, adică. Colțul din dreapta, cum stai cu fața la el, da, din stânga. Da. Da. De exact acolo, exact au venit, ei au fost împrăștiați, dar nu vreau să vorbesc, ai zis pe bună dreptate, să nu vorbim prea mult despre ei, să vorbim de lucrurile bune care s-au întâmplat aseară. Noi ne-am retras, grupul meu și încă o mare parte din oameni, ajutat și de o jurnalistă cu o cameră în mână de la Digi24, care a început să țipe în gura mare să ne retragem, că au venit galeria ei, până atunci fuseseră în colțul ăla vreo 3-4, se tot învârteau. Atunci au venit un grup mare de vreo 30-40, nu știu, 50 de persoane cu fumigene mascați și atunci a fost momentul, era clar că va izbucni și în 5 minute, doar ce am făcut pasul spre Romană, ne-am dat noi vreo 50 de metri înapoi să izolăm oarecum pe ei, să rămână ei. Ok, vreți să protestați în felul vostru, rămâneți voi, dar nu vă mai ascundeți printre noi și cred că asta ar fi un lucru pe care să-l învețe lumea. Fie că sunt 1 sau 100 de persoane care nu protestează în stilul pieții, să se delimiteze, să facă pasul în spate și să-i lase pe ei. Protestați, fraților, cum vreți. Să vă vadă lumea, să vină jandarmii la voi.
Și jandarmii au procedat extrem de bine din punctul meu. Eu sunt la prima apariție în stradă. E prima oară pentru mine care, în care ies în stradă. Dar jandarmii, până lumea nu s-a dat la o parte, nu au făcut altceva decât să se apere. Când ei se duceau și aruncau cu gardurile alea în jandarmi, atunci dăteau drumul la gaze. Niciodată nu s-au dus în primele 10 minute jandarmii către ei. Da. Au stat pe loc. Și purtătorul de cuvânt al jandarmeriei a precizat că sunt copiii în piață și că trebuie evacuată piața. Să urmărească oamenii site-urile care dau comunicate reale. Eu am urmărit aseară Digi24 și Dăteau, ne-au anunțat că e posibil să vină, au anunțat în timp real că jandarmeria a zis să părăsim piața. Și un alt lucru, eu zic eu, extrem de important în momentul ăsta să ieșim, dar totuși cu grijă, și zic eu că e momentul să lăsăm copiii acasă. Așa zic eu. Nu că e pericol acolo, dar totuși cred că lucrurile parcă ar trebui să ne îngrijim mai mult de copii și să avem noi o atenție sporită la ce se întâmplă în jurul nostru. Da. În mod cert, manifestațiile astea vor deveni nu violente, dar vor deveni mai tensionate. Lumea va începe să devină din ce în ce mai atentă, că trece timpul. Au devenit deja. În seara asta, astăzi este ziua nouă. Mâine va fi ziua. Dar lumea până la ora 9, când au apărut ăștia în diverse locuri să dea cu petarde, nu era violent. Eu am ajuns la 7 fără un sfert acolo. Da, era un aer de sărbători. Eu nu spun de violență. Eu spun că va fi tensiune, nu va mai fi plăcut, nu va mai fi atmosferă de sărbătoare. Aici lumea va începe să huiduie, să fie urât. Nu sunt de acord cu Vlad. Bine, ok. Nu sunt de acord cu Vlad, am avut chiar o dezbatere cu Luca Pastia, care a fost aseară, ceea ce el nu face niciodată, și care era de aia, zicea, băi, dar de ce nu e lumea supărată? Băi, s-a întâmplat ceva nasol, aici parcă am fi... E o altă generație. Eu sunt foarte mândru de ce am văzut acolo și păcat că noi am putea lua niște decizii așa în spiritul ăsta al grupului să... Cum a fost asta cu izolarea, îmi pare rău, asta e una din ideile mele, dacă ar fi fost cald, să ne fi așezat și să fi protestat stând jos, nu. Pentru că nu mai pot face Nu e soluție asta. Să vă spun așa niște lucruri pe care le-am observat. Eu tocmai ajunsesem acasă în momentul în care au început violențele acolo și am avut imaginile de sus oferite de televiziuni. În primul rând că jandarmii nu au aplicat nici acel tip de tactică pe care îl știam eu de la demonstrațiile studențești din anii 90. Nu au venit pe străzi laterale să înconjoare, însă jandarmii în civil care erau în piață, la un moment dat ei au fost cei care au venit din partea ailaltă, cum ar veni, și ne-am trezit că... Pur și simplu i-au umflat de pe acolo. Da, sunt soldați, sunt reținuți. Nu cred că mai apar în seara asta. Eu am spus așa ieri. Primul care recurge la violență în acest conflict, pierde. Ieri nu demonstranții din piață au recurs la violență. Cei care au venit acolo de altundeva, mă refer la acești ultrași, și au atacat jandarmii, ei nu fac parte din această demonstrație, dovadă că nici nu vor mai apărea astăzi, veți vedea. 0-3. Eu mai spun ceva. N-are cum, dacă a mizat cineva, nu spun că avem dovezi, știu că circulă zvonuri în spațiu public, au fost plătiți ultrași ăștia. Nu știu când se va dovedi, dacă se va dovedi, poate e adevărat, poate nu e adevărat. Dar dacă a mizat cineva pe o astfel de agresiune în încercarea de a intimida demonstranții, a greșit foarte tare. Pentru că oamenii sunt acum atât de nemulțumiți, atât de preocupați și unii dintre ei din ce în ce mai furioși pe acest abuz guvernamental, încât nu se lasă intimidați. Și cu cât mai multe acțiuni violente, cu atât vor deveni mai încăpățânați. Vă rog să vă aduceți aminte, adică știți cum reacționează oamenii atunci când chiar sunt convinși că li se comite, că sunt victima unei nedreptăți și unui abuz din partea puterii? Vă rog să vă aduceți aminte sau să vă gândiți cum au fost manifestațiile de la Timișoara din decembrie 1989. Oamenii ei au stat nu o noapte ca în București. Tot respectul pentru revoluționarii care au ieșit în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989 în București și peste care s-a trecut cu tancul. Dar în Timișoara s-a manifestat fără speranță aproape, fără speranță, începând de pe 16 decembrie până pe 22 dimineața. De pe 20 deja nu au mai existat forțe de ordine. Da, dar tot fără speranță. Ce pot să faci? Au declarat orașul liber de comunism într-o țară comunistă. Era o utopie. Înțelegeți? Asta este. Deci acolo sunt oameni, s-au desfășurat tancurile împotriva unor demonstranți într-un oraș de provincie din România comunistă, în condițiile în care nimic nu părea clinti pe Ceaușescu.
Oraș de provincie. Este. Da, era un oraș de provincie care și eu îl iubesc de mor, Timișoara, îmi place, dar nu era capitala și nu este capitala. Deci astea fac oamenii când ajung la limită. Nu mai contează. Că au venit ultrașii, că au venit scutierii, că Ceaușescu și cu Dincă voiau să trimită oltenii cu bâte, cu trenurile împotriva lor, sau că s-au desfășurat tancuri împotriva lor, n-a contat. Oamenii aia n-au plecat din stradă. 0372069599, fac eu precizarea pentru ascultătorii din restul țării că doar voi bucureștenii aveți noțiunea asta de provincie, noi nu îi zicem așa. Bună ziua, Constantin! Bună ziua! Vă ascultăm! O să încep prin a spune că eu am fost la vot, știu că asta era unul dintre întrebările care se puneau în emisiunile anterioare, că am 60 de ani și că am ieșit în stradă de câte ori am considerat că este cazul și este util, începând cu 89, aveam 33 de ani atunci, și continuând cu toate acele manifestări care au avut loc în primăvara anului 1990, când a fost mineriada. Răspundeți-mi și mie la o apăsare, curiozitate. Cum se face că generația dumneavoastră, generația care a făcut Revoluția, este cea care a adus țara acum? Hai, unde domne, e? Nu poți să-mi vinovățești oamenii așa. Nu e vinovățesc. Global. Eu cum au ajuns țara așa? Îți aduc aminte că mă scuzați, numai un pic, am aici un diavol și vreau să-l combat. Deci cum e posibil? În 1990, nu când mineri au descins în mijlocul Bucureștiului și au bătut... au bătut teroriștii care aveau ochelari, au fost grupuri de bucureșteni, de feseniști, care au aplaudat minerii care băteau bucureștenii. Deci nu e că generația nu știu ce a făcut Revoluția și... Revoluția n-a fost făcută de o generație. Revoluția a fost făcută de o mână de oameni, de probabil câțiva oameni care au conceput un plan deștept și de un context internațional, nu de o generație. Poftiți, Constantin. Gata, l-am contrazis. Lăsați-mă să... Țineți-mă să nu sar la Petreanu. Bun, întrebarea mie mi-a fost puțin neclară. Deci o generație. Eu reprezentam unul din acei oameni din anonim care au luat parte la demonstrația din 89. Da. Am fost și la Jilava o noapte, într-o companie foarte selectă. Și tocmai asta vreau să spun referitor la ce se întâmplă acum... ceea ce s-a întâmplat ieri seara aduce aminte foarte mult de ce s-a întâmplat în iunie 1990, zilele care au precedat minerii. Dacă vorbim de întrebarea pe care a spus-o, că înțeleg că asta e tema emisiunii, dacă e bine sau nu să se continue demonstrațiile în București și în toată țara, eu zic că în niciun caz nu trebuie renunțate. Nu trebuie renunțate, nu, întrebarea nu e asta. Sunt convins și eu că, adică dacă renunțăm la demonstrații acum, s-a terminat totul. Întrebarea este dacă vom continua sau nu, nu dacă e bine. Trebuie să continuăm, altă șansă nu avem și presupunem prin absurd că n-am avea succes, că vor trece cele 10 zile sau câte sunt până când această ordonanță își va face efectul și că este o victorie temporară a celor care au făcut această acțiune extraordinară. Destul de definitivă victoria aia, să știți, nu prea e temporală. Eu zic că nu. Eu aduc aminte de discuțiile din primăvara anului 90, când eu eram un om tânăr, cam ca majoritatea celor care sunt acum în piață sau în fața guvernului, și mi-aduc aminte că întrebam oameni mai în vârstă dacă s-au îndoit vreodată de căderea comunismului. Și răspunsul a fost totdeauna niciodată. Bine, cum spuneți dumneavoastră? Luăm de... Așa, beneficiu de inventar. Sigur că e important starea de spirit și hotărârea este foarte importantă. V-am explicat tot timpul că nu trebuie să cedăm, că nu avem nicio șansă dacă cedăm. Dar, vedeți, contextul devine din ce în ce mai complicat. Ne apropiem către o fundătură. Costin, bună ziua! Bună ziua! Noastră și ascultătorilor. Trebuie să ieșim, o să ieșim în continuare. Eu aseară, din păcate, n-am fost în București, dar am ieșit în alt oraș și eram într-o deplasare și am ieșit în alt oraș să protestăm. Însă ce cred eu că este foarte important este să ne uităm și la apropiații noștri, la părinți, bunici, și dacă legea aceasta sau ce se întâmplă acum va continua și va trece și ei vor avea succesul acesta pe care au vrut să-l aibă. Eu zic că este important să învățăm din greșeli și să vorbim cu familia noastră, cu cei care, să spun așa,
consideră că ne doresc tot binele de lume și că ne iubesc și na, pe noi tinerii, copiilor, nepoților, și să vadă că de fapt prin ceea ce au votat foarte, foarte mulți, că la rândul lor și ei sunt părinți, bunici, ne-au făcut un mare rău. Asta cred eu că este foarte important. Nu că ne-au făcut, să știți că, bun. Nu ne-au făcut. Zic așa că prin părerea lor și prin votul dat, votul de încredere până la urmă dat către domnii aceștia care sunt la putere, au ajuns, practic au făcut o greșeală. Am înțeles, am înțeles. Lăsați-mă să precizez ceva. Da, lăsați-mă să precizez ceva. Eu nu cred că există cineva sau vreun grup consistent sau semnificativ în țara asta care a votat sau votează cu bună știință să împingă țara în haos. Nu cred că există. Oamenii care votează pentru partide, oamenii care votează pentru partide înscrise legal în cursă, au tot dreptul să facă asta. Nu pot fi acuzați de absolut nimic. Voi insista să spun asta la nesfârșit. 2. Oamenii care votează pentru un partid care le promite ceva fără a se ține după aceea de cuvânt sau le promite ceva ca să facă altceva ascuns, oamenii aceștia sunt victime. Ei nu sunt vinovați pentru faptul că nu ei au făcut rău societății, oamenii care au votat, ci oamenii care le-au furat votul. Iar cu asta închei. Oamenii, mulți dintre cei care au votat PSD, crezând sincer că PSD-ul va face bine pentru România, trăiesc, din păcate, într-o realitate paralelă. Asta e blestemul societății moderne, în care comunicațiile sunt atât de deschise pentru toată lumea, încât oricine poate spune orice, oricând, indiferent dacă e adevărat sau nu. Trăiesc, deci, într-o realitate paralelă și pentru asta nu trebuie acuzați, nu trebuie disprețuiți, pentru că ei sunt încă o dată victime. Lor trebuie să li se explice ce se întâmplă și trebuie ajutați să înceapă să gândească cu capul lor și să observe realitatea adevărată, obiectivă, nu realitatea subiectivă care le este construită de câteva televiziuni și organe de presă. Poftiți, Costin. Corect. Eu nu am vrut să-i acuz, tocmai de aceea am zis că trebuie să discutăm. N-am spus, voiam să precizăm asta. Da. Nu, și poate că nu m-am exprimat ca dumneavoastră, însă nu am vrut să-i acuz. Da. Dacă trebuie să comunicăm cu cei apropiați, pentru că până la urmă și bunicii și părinții noștri ne vor binele. Eu nu cunosc un prieten, un tânăr, un om sub 30-35 de ani care să-i fi dat votul acestor formațiuni. De aceea zic, până la urmă părinții noștri și bunicii noștri, cu ei trebuie să vorbim și să le explicăm că binele până la urmă vine din alte căi și ar fi trebuit să vadă lucrul acesta de la momentul zero, din 1989, cât au guvernat oamenii ăștia, ce au făcut și ce n-au făcut. Vă mulțumesc pentru telefon, Costin. Nu mi se pare că avem o dezbatere astăzi. Toți oamenii care au intrat au spus că vom continua protestele. Eu o să merg și astăzi în piață, indiferent ce zice doamna Carmen Dan sau altcineva. Vă îndemn pe toți să venim acolo cu gânduri pașnice. Sunt convins că nu vor mai fi galerii, că sunt la răcoare, de altceva, în primul rând. Și să nu uităm cu toții, să nu uităm fiecare dintre noi, că ne așteaptă, nu știu câte luni grele are PSD-ul, dar pe noi ne așteaptă încă 8 zile, în afară de asta de azi, în care va trebui să fim constanți, să ne arătăm hotărârea.